strada copilăriei mele, piața Mihai Viteazu, locul de unde cumpăram pâine și cumpăr și astăzi uneori, casa unde stătea poeta Balajofia, cu un coridor secret care dădea în strada Dubălarilor, și casa unde ne-am mutat împreună cu familia, piața Mihai Viteazu 38, cu balconul său inconfundabil. Între două blocuri ale epocii socialiste, o casă veche rămasă ca prin minune nedemolată. Ne aflam în vecinătatea pieții, în sensul ei general, de piață agroalimentară, cu oștezeni, cu mulți care aduceau produsele lor din vecinătatea Clujului. Era o forfătă, o culoare, o mireasmă care nu se poate uita. În 1904, casa făcută la început de secol, aici era locuința unei colege de scris, poeta Balajofia, se află acum plecată, și această vecinătate îmi evoca, de fapt, toată Europa Centrală, un Middle Europa în mic, sigur, așa cum farmaciile povesteam altădată prin ambianța lor cu lămâii din ciubere, dar și cu acele borcane unde era scris în latinește pe porțelanul lor strălucitor cu litere albastre, totul crea o ambianță de Europa Centrală, cu secretele sale, cu tensiunile sale, cu amestecul de rase, de culturi, de obiceiuri și de prietenii. Aici vom putea, dacă se mai deschide ușa aceasta pe care n-am deschis-o de vreo 30 de ani, să intrăm într-un fel de canal, să trecem peste un fel de canal vag venețian și vag triestin, cum am spus, de cealaltă parte, pe strada Dubălarilor, și să descoperim ușa închisă, așa cum trecutul de multe ori ferecat nu ni se mai deschide decât în imaginație. Oricum, perspectiva există și în memoria noastră ușile se deschid mult mai ușor decât această ușă înțepenită de vreme. Era o semisecretă trecere de o parte și de alta a canalului Someș. Pentru mine, evocând un fel de canal din Triestul de astăzi, în mai precis pentru cei care au iubit și iubesc Triestul, pentru ambianța din San Antonio Taumaturgu, este Biserica Sfântului Anton. Am scris cândva chiar despre acest spațiu, despre acest canal, să spunem, de această intrare și ieșire secretă, într-un poem care se numea Sifonăria. Pe o străduță cu poduri, amintindu-mi Triestul, piața și Tempio Sant'Antonio Taumaturgo, pe unde, dintr-un coridor, urcând scări secrete, ajungi la casa Sofiei și după două porți dai de mirosul de pădure al tâmplăriei din curte, de-a lungul canalului revărsat primăvara și secat în august, unde găseam adesea în mâl paturi ruginite de pistoale cu butoiași, lămpi sfeșnice de ramă, cuțite, săbii frânte, pe care moartea își înscrisese numerele de inventar. Acolo, copil, număram podurile și băteam mingea pe lângă clinica de păpuși, depozitul de băuturi și ocroitoria unui meșteri la care își cususeră câteva generații. Urmând o cale aproape venețiană, ajungi la subsolul sifonăriei, cu pereți faianțați, o sală de autopsie ori de experiențe de laborator, cum văzusem mai de mult în copilărie. Pornesc de la o senzație, de la un fel de melodie interioară și caut un fel de desen interior care să unească lucrurile. Deci din lucruri disparate, lucruri fără legături, încerc să văd coerența acestui, să caut nucleul. De multe ori nucleul e misterios și are o pulsație religioasă. Deci încerc să păstrez aceste priveliști ale memoriei ca scop al artei. Adrian Popescu este în primul rând un poet al prospețimii senzoriale, el este un poet al laudei lucrurilor, el aduce elogii imnice aproape cristalului de sare, vorbește entuziast despre Mercur, vorbește despre floarea de gheață, de exemplu, vorbește despre zeii din bucătărie care se găsesc în flăcările banalului gaz și așa mai departe.
Dar această modestie a trimiterilor spre lumea din imediat apropiere are întotdeauna ceva de ritual, ceva solemn, ceva foarte frumos, fără nicio emfază, foarte, foarte simplu. Mă consider un clujan, un ardelean, un transilvan, dar în aceeași măsură am și o componentă bucovineană din partea tatălui. Mama, iertată să fie, este de lângă Cluj, dintr-o localitate, Borșa, Gherla. Tatăl, în schimb, este de peste munți, de peste graniță, din Ciudei, Bucovina, în apropierea Cernăuților. Amândoi au fost cumva dator, să spunem, clinicilor medicale din Cluj, în sensul că mama, în timpul refugiului, în 1940, împreună cu clinicile, cu universitatea, s-a aflat la Sibiu, cu clinica lui Danielo. Tatăl a venit la Sibiu în 1944, rănit de pe front, s-au cunoscut la Sibiu în 1945, în condițiile de atunci dificile de război, au închegat această familie care s-a mutat la Cluj, unde m-am născut eu în 1947, copilărind în acest mediu al clinicilor de pe fosta stradă Mico, strada clinicilor acum, și unde am și început să am primele dorințe de a scrie, de a păstra ceva din această magie a locurilor. Aici este spațiul copilăriei mele. În dreapta amfiteatru, unde se făceau pe vremuri și audițiile muzicale în anii 60, foarte gustate de redactorii de la revista Steaua, veneau și ascultau mijloacele de atunci, operă clasică, simfonii, tot ceea ce însemna de fapt muzica gravă. În dreapta, bucătăria clinicilor, unde intram copil de multe ori ca să asist la curățatul cartofilor, al morcovilor și la cântecele pe care femeile simple de aici, dar cum foarte inimoase, le intonau. Era o atmosferă de familie, familia medicilor, am spus, în sens larg. Pe când în această curte, cu braze atunci și cu tufe de tuia ceva mai viguroase, ne jucam, eu și fratele meu Sorin. Era o lume a copilăriei inocente, bineînțeles, dar și cu anumite semne ale morții care nu puteau fi ignorat, pentru că uneori în paturile de pe coridorul din fața locuinței noastre existau bolnavi care decezeraseră în timpul nopții. Deci acest sentiment, această senzație era o uimire, era o curiozitate, nu era deloc o frică oarbă, să spunem, de ceva. Copilul n-are sentimentul extinției, pentru că pentru el viața îi se pare, pentru el viața este, nu numai că îi se pare, infinită. Deci această familiaritate cu boala ne pregătea într-un fel pentru moarte, ca pentru un fel de pășire firească dincolo. Pentru noi totul era într-un alb care nu avea nimic din doliul, din negrul morții. Era o comunicare, dacă vreți, între cele de aici și cele de dincolo, intuite, sigur că da, nu puteam spune că exista un sentiment al speranței creștine bine conturat, dar exista o anumită dulceasă, dacă vreți, o anumită bunăvoință, o anumită blândețe. Era moartea blândă, era moartea fără un tragism anume. Pentru mine a însemnat destul de mult, aș putea să spun, această ambianță a clinicilor medicale. Curtea Medicilor este una dintre cărțile mele, care uzează de fapt de un echivoc fecund, aș putea să spun, între Curtea Medicilor din Florența, i medicii, familia renumită a Renașterii, și medicii pe care eu îi vedeam ca niște personaje cu ceva aristocratic, în halatele lor albe. Era un ritual al vizitelor medicale, al contravizitelor, tot ceea ce însemna de fapt o lume aproape aparte. Salut, numai bine!
Revista Steaua, reunită aici într-un colectiv de redacție semnificativ, a apărut inițial sub titlul Almanahul Literar, în 49, pictorul Vasile Gheorghița și înfățișat aici, 49-74, data primei noastre aniversări. La Cluj a apărut o publicație a Uniunii Scriitorilor, care a fost condusă de Aiba Konski, după aceea de Aurel Rău, care figurează aici la mijloc. Și în acest tablou, de fapt ca în tablourile vechilor maestri, să spunem, se află o parte dintre scriitorii care au dat structură, au dat identitate, au dat, să spun, caracteristicile acestei reviste, care prin ani, din 49 până astăzi, a reușit să fie o publicație cu un profil bine structurat, mergând pe valorile estetice. Unii membri sunt mai vechi, desigur, de la întemeiere, cum este Aurel Rău, care a condus această publicație după plecarea lui Aiba Konski până în anul 2000, aproape. Este Aurel Gurghean, un poet regretat, un poet al orașului, un poet al Clujului. V-ar fi plăcut să citiți sau să recitiți, se poate, terasele lui, despre străzile Clujului, despre cafenelele Clujului, despre oamenii Clujului. De asemenea, un prozator cu o faimă bine consolidată, Leonida Neamțu. Este actualul redactor Teodor Tihan, mai vechi membru în redacție din anii 70, este fostul secretar de redacție Virgil Nistor și este un factotum de multe ori, este graficianul și secretarul de redacție actual, Octavian Bour, Petru Poantă, pe care îl cunoașteți desigur, critic eminent, a ținut cronica literară la revista Steaua câteva decenii. Este ca în tablourile renascentiste pictorul, autorul, este vorba după aceea de un prozator solid, bine cotat, Eugen Uricaru, și desigur, probabil ați recunoscut pe cel care vă vorbește, în niște rozuri și roșuri destul de adolescentine, cu o figură ușor, cum să spun, melancolică sau mergând spre o încercare de a înțelege ce se întâmplă în jurul său, ușor derutată, vreau să spun. Adrian Popescu a luat cu foarte multă energie și încredere, să zic așa, în cuvântul scris această revistă. Cred că o menține la un nivel înalt de calitate și a reușit prin calitatea lui spirituală, în primul rând de poet, dar și printr-o calitate, deci niște calități umane deosebite, să-și apropie o serie de colaboratori care rămân fideli revistei. Da, miercuri am putea, sau joi, 15. Să fim cu toate gata. 1, 2, 3, 4 materiale, 4 semnături. Să aduci, fii atent aici, Buza și despre prietenul nostru, Țânța. Da. Deci, eu pot dat un grupaj de traducere. Da. Foarte bine, s-a ținut de cuvânt și mă bucur foarte mult. Și are ceva la noi? Da, da, e la rubrica Rebelii, are... Da, în 10-11, nu? Am făcut un drum, m-am făcut rost de oferte respective. Mă mai duc la Brașov sau nu mă mai duc? Nu faci călătoria, pentru că n-are... Măi, îmi predau editorialul. Îl mai vede un pic Victor să n-a, bă, mă rog, greșelile astea, șurile, țiurile, cum am eu problemele astea în ori. Trebuie să plec, și vreau să plec la Brașov, în întâlnire cu, mă rog, revistele din provincie și descentralizare, deci aș pleca joi. Dimineața n-aș fi aici, vineri, iarăși n-aș fi. Păi nu se poate, tu mai... Nu mai dacă ne descurcăm cu materialele care precunizăm acum. Ori renunț la călătoria asta dacă spuneți, domnule, nu se poate și uite-te. El a preluat acum câțiva ani revista Steaua. Revista Steaua avea o imagine foarte bine consolidată în cultura română. Noi am fost vreo 20 de ani colegi de redacție. Deci Adrian face o treabă bună, continuă această tradiție a revistei Steaua, cât se poate face astăzi într-o cultură înțesată de reviste. Se descurcă onorabil. Este o revistă în continuare remarcabilă, fără provincialisme.
am descoperit figura luminoasă și atât de caldă a Sfântului Francisc într-un mod aproape miraculos în primul an de studenție la secția italiană. Așa s-a născut un fel de legătură aproape suprafirească între figura Sfântului Francisc din Umbria și cartea mea, care se numea Cu provincia unde a trăit Sfântul Francisc, este o provincie a Sfinților, mai sunt și alți sfinți, Rita di Cașa sau Iacopone da Todi, un poet iarăși extraordinar, mistic. Și în felul acesta am descoperit că și la noi, în acest oraș, în Clujul nostru familiar, există o biserică franciscană, unde figura Sfântului Francisc, puterea sa iubitoare, universală, este cinstită. În 1992 a apărut Sfântul Francisc, după aceea în 2000 o altă ediție. Este vorba de un roman, un roman istoric, un roman unde sunt și multe elemente ale observațiilor mele de-a lungul călătorilor în Italia, în Umbria în special. Menționez că am fost în 1976 la Perugia, student al facultății pentru străini, și atunci mi-am cules mai mult afectiv decât ca un istoric, cum nici nu sunt, aceste informații despre figura Sfântului Francisc. Deci a fost un fel de simpatie și de empatie cu Sfântul Umbrian. Am transpus aceste impresii, aceste peisaje imprimate în suflet, aceste dialoguri cu oamenii Umbriei de astăzi, în aceste pagini ale romanului Tânărul Francisc. L-am văzut pe Francisc, sigur, probabil literaturizându-i figura ca pe un simbol al tinereții veșnice. Când am scris despre Adrian Popescu foarte devreme, chiar înainte de debutul lui în 1971 și tot în revista Equinox, vorbeam deja la el despre un franciscanism liric, pentru că el este foarte apropiat de spiritul franciscan, la aceste comuniuni simple, directe, frumoase, luminoase cu lumea din jur. De altfel, volumul de debut din 71 se numea Umbria, este provincia lui San Francesco de Assisi, despre care el a scris și un fel de roman, un fel de evocare biografică, istorică, și este, de fapt, această Umbrie spune mai totul despre ceea ce înseamnă și ținutul liric specific al lui Adrian Popescu, adică este un ținut de frăgezimi vegetale, un ținut de lumini mediteraniene, un ținut de penumbră, dacă vreți, a meditației, a reflecției, a interiorizării, și cred că aici se găsește Adrian Popescu în adevăratul lui univers. Este evident că universul liric al lui Adrian Popescu este impregnat de sacru. Deci, într-o definiție generală și foarte exact, în același timp putem spune că el scrie un tip de poezie religioasă. El nu aparține marilor poeți religioși tradiționaliști, gen Pilat, Voiculescu și așa mai departe, cei care au fost cultivați la gândirea doctrinar. Deci nu este, repet, un poet religios de orientare ortodoxistă. El este, de fapt, un franciscan. Sigur, credința este un har, un dar, nu-l merit, dar dacă mi s-a dat, sunt foarte fericit. Deci un fel de dar care, în mod concret, biologic și social, să spunem, vine de la mama mea, Ana, care avea această înclinare spre rugăciune și chiar spre miracol, în sensul că accepta că providența, deci planul divin, planul dumnezeesc, poate să intervină în lucrările noastre mărunte de oameni. Deci poți să ai parte de o minune, de un ajutor, printr-o invocație poți să depășești o dificultate, un lucru care te apasă și te sufocă și nu vezi ieșirea. Deci gustul miracolelor de la această ființă destul de retrasă, dar cu umor, și spun care credea în nevăzut. Sunt aici câteva obiecte
să nu ne numim sacre, dar oricum cu o conotație sacră, ca un fel de amintire a unor locuri extraordinar de intense religios din Assisi. Spun, am luat acest vas, am aici după aceea de la Lourdes, un loc despre care cât m-am priceput am scris, un loc al apariției Fecioarei, este Sfântul Benedict, cel care a dat, să spunem așa, regulamentul Ordinului Călugăresc în Europa. Tot ce avem astăzi fix, stabil, european, vine de la benedictin. Măsurarea exactă a timpului, această grijă când mâncăm să nu ne deranjăm comesianul, această lectură care se face în timpul prânzului sau a cinei, orele fixe de rugăciune, deci un fel de compartimentare exactă a timpului și un fel de exactă situare în spațiu. Este un mic colț, sigur că da, fundalul este de filocalie, traducerea care s-au făcut de Părintele Stăninoae și de alții de-a lungul anilor, încă, mă rog, câteva obiecte care mă amintesc nu la modul, să spunem, al bibeloului decorativ, ci al unor reconectări la niște momente privilegiate din viața mea. Mi-a plăcut întotdeauna să vorbesc despre Adrian Popescu definindu-l cumva într-un vers de altfel splendid. Odată am știut să zbor, odată, dovadă n-am, dar îmi aduc aminte. Sigur că vedem aici o aluzie platoniciană la tiparele înalte ale lumii și ale spiritului, dar este rostit cu numai Adrian Popescu știe să rostească asemenea lucruri. Și observ că toată poezia lui răspunde acestei aspirații foarte înalte. Avem o voce a noastră care ne spune, uite-te, fă așa sau scrie așa. Este așa mult discutată și pentru unii disprețuită inspirație. Când cu un capăt de creion, cu o foaie de hârtie, putem să închegăm niște lucruri care să-i facă pe ceilalți să surâdă și să le fie un moment aproape fericit din existența lor. Pentru mine viața are o anumită logică, o anumită ordine. Din punctul ăsta de vedere, eu nu sunt postmodernist. Eu nu dezagreg, nu distrug, nu deconstruiesc. Eu vreau să construiesc, vreau să acumulez, vreau să înalț, vreau să contopesc. Deci vreau să umplu spațiu ca un pictor. Înăuntru peșterii era liniște. Înăuntru peșterii era liniște ca într-un cuptor. Se auzea numai respirația pâinii care creștea. Mâinile care o frământaseră erau ale unicului creator. Întreit, heruvimii fâlfâiau lângă stea. Frământătura cerului și făină din laptele Mariei. Carne de copil, iudeu și slăbiciune de trup care tremură. Tremură de frică și de foame și de frică. Scrie-i! Dacă poți, cântărețule, povestea și te cutremură. Fă să fluture veșmintele și frunzele rare măslin, de suflu ce înspământă și bucură pe cei dragi. Pe pământ pace între oameni bunăvăire, frați și străini. Fă să se audă copitele căminilor care poartă pe magi. Și dacă poți, orbește-ne o clipă cu darurile orientale, cu aurul și tămâia și smirna pentru îngropăciune. Fă să gângure copilul în iesle și pe Iosif arată la gale, drept ca un trunc și pe Fecioara adâncită în rugăciune. Dacă mai poți, prinde și abru cald în fuioare al boului și al asinului, care îi stau parcă la crește de strajă. Găsește culoarea lui Giotto și frăgezimea veche a noului. Și dacă îndrăznești, ia pruncul ca Francisc în brațe de vrajă. Dacă nu poți ce-a fost, să povestești noaptea Crăciunului, atunci, în Betlehem și acum, când afară se aud copii colindând, nu spune nimic, fă-te mic, întinde-ți mâinile păstorului bunului, să te pe ea pe umeri să te ducă prin nămeții cu stele de argint.